Școală, stradă și spital. Încredere și siguranță. În toate platformele program, în toate programele de guvernare, astea sunt de 30 de ani prioritățile. Unde suntem acum? Școală. Analfabeți funcțional pe bandă rulantă și profesorii tăiați la gât. Stradă. 2 mai. Dacă ai ghinion, dă un drogat, un bețiv, un cocălar, un aurolac peste tine și te omoară. Spital. Naști pe stradă. Că spital și stradă se îmbină una cu alta. Încredere și siguranță. Aici domn doctor Bode a pus-o încredere și siguranță. Ținem poliția în trafic, puncte fixe, nu se mișcă de acolo și zburdă și omoară băieții de bani. Gata. Ei la Bruxelles, noi tot aici. Cum vin ei, o vedea. Cum rămânem noi, știm. Bună seara, domnilor, bună seara, domnilor, începe imperativ și îi spunem bună seara împreună invitatului meu și al dumneavoastră în această seară, deputatul PSD de Olt, Emil Albotă. Bună seara, domnule deputat, și mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți prezent în această seară aici, într-o conjunctură deloc propice, ca să zic așa. Și am să vă spun, domnilor și domnilor, că și am să vă spun, domnule deputat, că în seara asta nu o să vorbesc foarte mult despre Crevedia. Nu din cauza că sunt PSD-ist așa cum aștept să spuneți, ci din două motive. Unu e silă. Silă pentru că se călărește subiectul într-o manieră grosolană, nepermisă, în care se scot și laptele sub lațița vacii. Silă pentru comunicarea proastă, din punctul meu de vedere, pe care domnul primar Doldura, care n-are altă treabă în explozia asta, în tragedia asta, decât că este tatăl fiului acționar. O comunicare proastă, gestionată prost de la început, de la acea declarație prin telefon și până în zilele noastre. Nu știu cine se ocupă de comunicarea domnului primar Doldurea, dar cine o face, o face prost. Silă, pentru că se fac niște ramificații cu niște conotații mai mult politice și pe noi nu asta ne arde, nu asta ne-a ucis, nu asta ne-a explodat, nu asta ne-a omorât. Ne-a omorât faptul că niște instituții, abilitatea ale unui stat eșuat, împărate, da, eșuat, statul eșuat, că e sintagma domniei voastre, nu și-au făcut treaba. Că au fost pe încrengături, că au fost pe sinecuri, că au fost pe șpagă, că au fost pe ce-or fi fost să se ducă domnul Ionuț Doldurea, dacă e așa, și să facă denunțuri și să-i dea pe toți în gât. Dacă a dat și au luat, du-te și spune cui a dat, cine a luat și de ce n-au acționat. Și silă, o altă mare silă, pentru că avem așa un caracter, nu vreau să spun că e un caracter al nației. Am să ocolesc chestiunea asta în seara asta. Dar eu zic că, Marcele, nu ne trebuie legi ca să fim de bun simț și cizelați. Nu ne trebuie legi ca să știm că nu fumăm în stațiile de benzină. Nu ne trebuie legi ca să știm că nu trebuie să ne urcăm amețiți sau beți la volan sau fără permis. Nu ne trebuie legi ca să știm că nu putem lăsa o femeie
cât ar fi ea de etnie să nască în buza spitalului, cine trebuie o Românie cu adevărat educată pe care nu o avem. Că avem istoria Holocaustului și iată, n-avem ce ne trebuie. Și ce vine din urma noastră se vede. Îmi cer scuze, domnule deputat, am vorbit un pic mai mult. Vreau atât, vreau a vă ruga pe tragedia de la Crevedia. Este o tragedie. Îmi pare rău că la cifra de afaceri pe care are domnul Doldurea, că e tata, că e fiul, e familia în cele din urmă, spuneau acum câteva zile că au găsit și constructorul să le facă case, a venit guvernul cu ajutoare, constructorii, nu știu, or fi pe vine. Acolo, în tragedia aia cumplită, pentru morții aia care s-au dus, pentru cei care vor urma, din păcate, pentru că e chestiune de zile ca cei care au arsuri de peste 90% pe corp și care n-au putut fi transferați în străinătate, să le dea Dumnezeu zile, dar mi-e greu să cred după tragedia de la colectiv că se va întâmpla așa, putea în fața lui Dumnezeu, moral și omenește, să facă nu mult mai mult, că n-a făcut nimic, să fi făcut totul. Crevedia! Să rămână, vă spun și eu, vă mulțumesc pentru invitație. Le spun bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Da, la Crevedia a fost o tragedie. Instituțiile, abilitatea ale statului, înțeleg că sunt deschise 5 dosare penale, trebuie să-și facă datoria, fără discuție. Nu mă pricep exact la ce s-a întâmplat acolo. Nu păi nimeni să nu mă... știe că e țigară, să... că nu mai e țigară, să... că e o valvă, să... că e o pompă, că toată lumea bâșbuie. Să trag concluzii, dar pot să trag niște concluzii vis-a-vis de ceea ce am văzut în ultimele zile la televizor ca linșaj mediatic, mi se pare mie. Asta am spus și eu, se călărește este... grosier deja. Este, în loc să relatăm de la fața locului, noi deja punem concluzii că firma... Ba relatăm și de la fața locului, că firma respectivă lucra ilegal. Dom'le, nu știu. Lucra, nu lucra, asta trebuie să vadă organele abilitate ale statului, că de-aia sunt. Și eu cred că își vor face datoria. Numai că timpul trece și cum să spun, văd că încă nu se întâmplă niște arestări. Dacă era să fie chiar așa de cum să spun, în aer situația acolo, eu cred că până acum... organele de abilitate ar fi știut. S-or fi dar... fript organele de abilitate de la piedone. Deci, mă gândesc, după, nu știu, zic. După aceea observ că primarul Doldurea, tatăl fiului, patronului firmei, este, cum să spun, este defăimat public într-o manieră cum rar mi-a fost dat. Domnule, și-a făcut-o și cu mâna lui pe de-o parte. A avut o declarație absolut neinspirată și o comunicare super proastă. Omul, în principiu, nu are nicio treabă cu situația în sine. Acum o lăsăm ca Marcel, fiecare suntem copii cuiva. Bun. Mare, că e familie, domnul, e domnul fisul. Doldurea, deci și s-a suspendat din partid, ca... Bun, dar nu asta, asta este important. Stați că e important ce a spus. S-a suspendat din partid în calitate de... din funcțiile deținute în partid. Din funcțiile de ținute, sigur. Pentru că domnul Doldurea în comunicat a zis că s-a suspendat și din calitatea de membru, ceea ce pe codul administrativ ar atrage pierderea mandatului de ales. Domnul Doldurea s-a suspendat. De-aia a și ieșit prefectul. Domnul Doldurea a fost votat de caracaleni. Înțeleg că și acum imaginea dânsului este una foarte bună în interiorul printre caracaleni, printre cei care îl susțin. Cam asta ar fi situația în ceea ce îl privește pe domnul Doldurea. Eu cred, în schimb, că se caută vinovați în alte părți și se încearcă să se exploateze în principal politic acest subiect. Asta ceea am spus ce și este, eu. Asta e chestia care ceea mă... Ceea ce mie mi se pare puțin anormal. Adică, în loc să căutăm adevărații vinovați, noi începem să căutăm vinovați pe la partidele politice. Credeți-ne, n-are nimeni nicio treabă cu gazele dintr-o cisternă, adică ce legătură au partidele politice cu treaba aceasta? Domnul, este o activitate domn deputat, eu nu vă știu un om ipocrit și știu că nu sunteți asta și nici eu nu sunt ipocrită.
dar o legătură politică există, pentru că astea sunt sinecurile, adică despre ce vorbim? Sunt oameni puși politic și cu sprijin de partid și membrii de partid, fără discuție, de la Opincă până la Vlădică. Fără discuție. Dar asta nu înseamnă că covidatul domnul Oproiu de la scapă Ișcir, dacă zic bine acum, Cazare, ce e pe acolo, da? Care e PNL, da, eu a făcut jocurile, nu știu, adică asta vreau să... Eu nu mă pricep care sunt instituțiile care trebuiau să verifice acolo, că nu e meseria mea. Nu știu din ele. Probabil, nu știu. O să vadă organele de anchetă, nu sunt eu în măsură să spun că a greșit. Vedeți, mă, și fără să fac treaba asta, așa cum fac alții pe la televizor, care habar n-au ce vorbesc, dar vorbesc cu atâta convingere că zici... Păi sunt și de la noastră din PSD pe care îi trimiteți la televizor și habar n-au ce vorbesc. Mai bine că nu vă uitați. Fiecare, eu zic să se delimiteze și să vorbească mai mult specialiștii când este vorba de o astfel de catastrofă. Acum sunt unii care spun că și pompierii au intervenit prea adânc și de-aia s-au și întâmplat victimele prin... cum să spun, acolo e Arafatul vieții, adică cine a coordonat. Nu știu cine a coordonat, păi, nu știu dacă a coordonat Arafat. Corect. Înțeleg că și parchetul militar s-a autosesizat, da, și da, există un dosar în sensul ăsta. Vom vedea care sunt concluziile. Mă gândesc că sunt și acolo niște proceduri de lucru. Nu cred că se intervine așa după cum dictează... Da, am înțeles. Poția noastră e clară. Că v-am zis, eu nu vreau să călărim foarte tare. Adică să cădem și noi în păcat. N-am nicio poziție vis-a-vis de acest subiect. Eu aștept concluziile celor care știu să facă investigații în domeniul respectiv și atunci vom afla. Da, așa de empatia familiei Doldurea față de morții, față de cei care au rămas fără case, față... Nu vi se părea că la o cifră de afaceri de 120 de milioane euro putea să facă ceva? Nu știu ce putea să facă. Nici nu s-a putea să ducă un bolț de apă. Nici nu putea cum, ce putea să nici facă? Nu puteau să se evalueze pagubele până acum. Să fim serioși. Deocamdată, vedeți adică cum să ne oprim sunt oamenii aceia care au avut acele, deci cu fiii familiei care au avut, au murit părinții. Soțul a murit de infar și soția a murit soțul marsă a murit de infar când a văzut soția. Da, deci au intrat în clădirile respective, probabil să-și mai niște lucruri de acolo, să hrănească animale, nu știu ce au... Exact. Așa? Și li s-a întâlnit dosar penal pentru că pot să... Cum să spun? Pot să... Și-au fost încătușați. Întineze anumite probe. Da, nu știu ce. Bun. Haideți, domne, asta a fost exces de zel. Evident, dar... Evident, dar... Pe siguranță, pe încredere și siguranță. Deci lucrurile acolo... Nici pe DN-ul nu se circulă la ora asta, adică nu s-a dat voie nici la trafic. Deci lucrurile acolo trebuie lăsate deocamdată așa, să vină investigatorii să vadă tot, să ridice toate problemele și după aceea putem discuta despre evaluarea pagubelor la case, că lucrurile astea trenează, nu se fac așa peste noapte. Deci să vedem, să vedem ce se întâmplă, adică, nu știu, vinovați deocamdată nu e greu să spui cine e vinovat. Poate fi vinovat dacă într-adevăr se ajunge la concluzia că a fost un om care umbla la gazele alea, nu știu cu ce furtune, că nu mă prind. Nu, Acaru Păun a fost scos nevinovat, dar fiind nevinovat. Dar ăla dacă era cu țigara... Sau eventual nepalezul ăla, mărâtul ăla. Dacă ăla era cu țigara, dați-mi voie, adică trebuie să fie un pic sinistru. Ipoteza țigării este infirmată chiar de unul știu, din patru că a fost și această ipoteză. Nu... A fost, dar nu, e infirmată. Mă rog, o să fac pe o valvă de-aia, vin și spun atunci, că totuși, de la în statul ăsta eșuat. Și atunci totuși vă întreb de la cea la foc? Păi să ne spun abilitații, că de-aia îi plătim, nu? Corect. Nu? Corect. Că și așa a zis împăratul la spital că plin de empatie că nu e un stat eșuat. Dacă nu e un stat eșuat, să ne arate abilitate. Nu știu, eu cred că... Dar mi-e teamă că abilitații o să facă ce au făcut și cu colectiv. Poate suna un pic... Ce au făcut și cu 2 mai? Poate suna un pic ciudat, dar celula aceea constituită la nivelul guvernului în țara respectivă... Așa. Eu cred că oamenii așa au făcut treaba. Sau... Care celulă? Cine și-a făcut treaba, domnule? Aceea condusă de premier. Premierul a fost de dimineață, de seara până dimineața. Cu domnul Predoiu, ministru de la interne, și cu domnul Marcel, ăștia... premier, care se uitau își făceau poze, se uitau așa pe foaie de senată și analizau. Au fost triați bolnavi, au fost trimiși și noaptea în afară cei care nu puteau fi tratați. Păi măcar atât am făcut. Atât cei am care învățat nu puteau de la fi tratați în România. Au fost față de colectiv, au fost și aparținători trimiși
Adică statul a făcut asta niște... am învățat și noi de la colectiv, da. Numai domnul Ponta nu și-a învățat lecția. Apropo de domnul Ponta, că uite, da, trec de la una la alta, declarația, dar se leagă. Declarația aceea, dacă despre aia păi este despre vorba, aia, că da, da, da. Au fost trimiși doar bolnavii care erau mai bine și au fost a rămas la, așa. Oarecum la plimbare, la plimbare, până aia poate fi o declarație cumva... Dărea prost. Nefericită, da, da, să da, fiu da, elegant da, în exprimare. Dar, mă rog, domnul Ponta nu are legătură cu guvernul, dânsul este... Aoleu, nu, nu e consilierul, consilierul domnului onorific. Păi și ce dacă e onorific, are n-o leucoplast la gură? Nu face parte din executiv. Da, eu bănuiesc că atunci când nu face parte, da, face parte din falangele premierului, da, și mă gândesc că atunci când domnul falanga premier... Falanga mai scurtă, așa, nu? Domne, scurtă, nescurtă, da, a dat din deget, ce să mai, a dat din deget prost. Consilierul onorific nu este nicio funcție remunerată, este așa o chestie onorifică, exact. Dar nu putea să tacă, așa, pe onorific. Nu putea că a rămas... Eu nu știu ce putea să facă păi, domnul nu putea Ponta, că nu putea să-i spun să da, tacă. A pierdut guvernarea spune, atunci da, și a rămas da, de fază deci, atunci. Probabil că putea să facă o declarație Ponta mai inspirată, ca să... Bun. Nu e singura care s-a întâmplat zilele. Acestea vorbesc de neinspirație. Primarul de la Crevedia îl excludez din partid. A zis-o președintele PSD Marcel Ciolacu. Da. Și vă opriți doar aici? Pe domnul Doldurea nu le excludeți? Păi domnul Doldurea s-a suspendat, v-am spus, din funcții, deci nu să excludem. Păi ăla n-avea funcții și le excludeți. Avea, era președinte. Stați un pic să vedem. PSD Crevedia, că la CPN-ul de sâmbătă se va întâmpla această chestiune și evident că vedeți dumneavoastră procesul ăsta de a exclude pe cineva dintr-un partid, în special după adoptarea noului cod administrativ. Mă rog, deja are câțiva ani de când e în vigoare. Nu mai așa de simplu. Omul poate să conteste. Păi și? Să se ducă la Comisia de Etică. Așa. Și să dureze excluderea păi asta. Păi și nu le excludeți și pe domnul Doldurea să conteste, să se ducă la Comisia de Etică nu dacă totul le excludeți pe la Crevedia? Nu cred că soluția este să excludem oamenii pe principii de asta că ce face Fito... Nu știu, păi și pe la de la Crevedia de ce le excludeți? Îi se întâmplă fiului tău un necaz și trebuie exclus tatăl. Păi și pe la de la Crevedia de ce le excludeți? Păi nu știu ce declarație a avut omul, era de acolo, din zonă. Nu mi este foarte clar. Probabil că oricum știe să știți că n-a declarat... A avut niște declarații neinspirate. Da, dar nu atât de neinspirată precum eu am un singur mort cu pompierii să se descurce. Nu știu, poate da, a fost... Da, știu, v-am pus într-o poziție delicată și până la urmă nu sunteți în cex. Ba, v-am pus că sunteți colegul domnului Doldurea și poate a fost eu nu v-am chemat din seara asta să vă pun la zid exact sau să scot castanele domnului Doldurea cu mâna dumneavoastră, asta e clar. Domnul Doldurea, până, am înțeles, până una alta e, este vor un primar... Caleni, e cel mai iubit dintre răgățenii, are și frescă, primar... are de toate, da. Să trăiască 100 de ani. Eu nu stau să comentez frescele din casa unui om. Păi nici eu nu le-am comentat, dar asta nu înseamnă că trebuie să trec peste ele ca și când n-ar exista. Niște chestiuni făcute în casa lui. Fiecare în casa face ce vrea. Nu? Da, a zis pictorul că mai avea un pic și le aducea în primărie. Dar nu s-a putut că era primăria în renovare, monument istoric, în fine. Da, ce să spun? Păi nu, iubitor că e o pictură pe cultură. Perete. Nu cred că putea să... Păi înseamnă că pictorul ăla care a făcut fresca aia nu știe ce spune. Da, da mă rog, nu, asta e. În țara asta, în România educată... În România educată ea președintele, nu e? Aia care... Noi... Ea noastră, vai de capul noastră, nostru. Mă rog. Că președintele... Proiectul de țară e al președintele a venit de la Neptun, a dat o declarație, azi ne-a spus că limba română e... mult iubită și un șirac frumoasă. De piatră rară pe da, moșie revărsată, așa... Da. Mare un pic președintele și uraș la gară, da? Deci președintele poate să spună orice că și așa România educată. România educată, din nefericire, e a noastră. Asta ne lasă moștenire. Da, România că... bunului simț și România educată. Frumos. Putem spune că, da. Că putem spune că, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, da. Da. O veni Simion să vezi atunci România elitată, nu educată. Etilată, poate. Da. Vom vedea. Vom vedea ce-o fi. Da, nu va veni niciun Simion. Vom vedea ce va fi. Să... Da, ăla ne schimbă denumirea la țară. Păi da, ce România? Dacia direct. Nu? Dacia ar fi bine să nu fie Republica Sovietică Socialistă România. Da. Vedem ce mai fi. Da. Dar la ce se vede în zare,
Mă rog, nu socialistă, am greșit, cred că putinistă România. Da. Da. Bun. Vom vedea ceva și cu Simion. Am înțeles. Și vom vedea ce-o fi și cu cexul noastră de sâmbătă. Da. Cexul este o ședință, facem, normală, facem da, cexul. Da, da. E chiar întâlnirea grupurilor parlamentare. Da, da. Păi are și sâmbătă. Nicu când... Poftiți? Are și Nicu. Adică când facem Marcel, face și Nicu. Nu știu ce fac colegii de la PNL, noi facem în fiecare, da, la fiecare început sâmbătă, de sesiune da, parlamentară, ne fixăm, anumite, ne fixăm anumite obiective, vedem ce este de făcut așa în linii mari pentru sesiunea care va veni și, evident, e o chestiune de ce ține de normalitate. Am înțeles, da. Bun, haideți să vedem că furai noștri la Bruxelles, ai noștri trei miniștri. Doamna, muncă, finanțe și... Doamna Bucura Oprescu, da, de la noastră, de la PSD. Doamna, domnul, mă Bolojan, nu vine să-i zic, domnul de la finanțe. Ziceți-mi că îmi scapă numele, uite, m-am blocat în doamna Oprescu. Boloș, de la așa, PSD, mă ajută colegii din emisie. Și care a fost mai al treilea? Că nu mai știu, așa de important sunt, că nu mai știu. Bun. Și au fost la Bruxelles și au venit cum au plecat, adică cu avion. Din avion au coborât. Și nimic. Nu s-a dus domnul... S-au tras niște concluzii clare deocamdată. Așa păi este. Ce concluzii clare să se tragă? Că s-au întâlnit pe acolo, bine, că acum nu știu de ce s-au dus, s-au întâlnit cu niște directoare pe acolo. Păi nu, sau cum? Premierul s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene. Păi nu, lasă premierul, că premierul a fost astăzi, se duce astăzi, urmează să aibă mâine întâlniri, să încearcă să convingă, toți ochii sunt ațintiți pe premier. Sunt, evident, nu stăm acum să mai dezgrupăm iarăși morții, să începem cum s-a scris PNRR-ul. De unde este deficitul acesta financiar nu, și de ce stăm? Nu, deci, vă rog nu, eu, nu, nu, că deja, nu, că ocupăm deja plictisim, adică... 10 emisiuni cu treaba aceasta și... Bun, ideea este următoarea. Este vorba despre negocierea acelui prag de 9,4% din PIB pentru pensii. Unde nu am primit deocamdată un ok de la Uniunea Europeană, dar nicio concluzie că... clară că nu se poate. Ba nu, ați primit un ok, dar a zis, au spus că trebuie făcută până la 1 octombrie legea pensiilor și așa ceva este imposibil. De dar de ce n-ați făcut-o până acum? Chiar așa. Lucrurile se negocie. Cum am a făcut, plecat dar, în Budăi plecat și... de la CCR, sunt niște probleme. Vedem ce vom putea face. Asta ar fi prima cu pensiile și ar mai fi problema... Cu TVA-ul? Deficitului. Nu, de, păi nu, de ce? Că ne-a zis TVA-ul vor domnul Boloș a zis că Uniunea Europeană a zis că să mărim TVA-ul la 21%. La 21% să mărim TVA-ul ca domnul măsură premier a zis că nu. Ca măsură, nu vrem treaba asta, pentru că și BNR-ul a spus că abia am stopat inflația, mărirea TVA-ului ar fi o măsură care ar reporni inflația. Abia am dus-o la vorba aia, la o cifră. Da, și am murit de foame mai mult decât o facem păi, azi. Ar fi o problemă, da. Și evident trebuie să negociem cu Comisia alte măsuri pe zona aceasta de reducerea deficitului bugetar, pe care deocamdată l-avem undeva agreat cu Comisia, ne-au dat voie să creștem de la 3% cât aveam, să ne ducem undeva la 4,4%. Și cred că e un pic mai mare astăzi. Așa, și... ce facem? Și lucrurile sunt într-o dinamică a negocierii. Nu sunt colegii de la alte partide care spun că a fost un eșec. Domnule, n-a fost niciun eșec. Deocamdată se negociază. Nu o să admitem chestiunea cu TVA-ul. Este domnule, clar. Plecarea și venirea lor a fost un eșec. Despre ce vorbim? Păi Bolo nu, și nu, cu a fost o primă cu... rundă de negociere. Nu poți să obții totul din prima. Adică păi da, aia n-a obținut nimic. Asta e mai... ideea. Păi aia s-au întors cum au plecat. Prime discuții, adică poți să negociezi totul așa în 5 minute. Deci lucrurile astea sunt într-o continuă mișcare, nu se pot face așa bătând din palme. Hai domnule, că dacă negociau ăia ceva și făceau ceva, nu se mai ducea, adică să avea și domnul premier al zen, să ducea altfel, nu așa cu avion de linie. Da, business class. Da, păi, na.
Deci n-au făcut nimic aia, indiferent ce mi-ați spune, n-au făcut nimic, n-au fost consecvenți, nu consecvenți, educători, n-au, nu, n-au, n-au fost. Deci nu, n-au... dar ar fi putut fi, că aveau... aveau doamna Bucura Oprescu, da, da, din păcate, la directoarea cu care s-au întâlnit era o femeie, nu era un bărbat, da. Bun. Măsurile de cu pensiile speciale, bănuiesc că ați spus-o în cui. Da, cu pensiile speciale nu, n-am cum adică? Păi nu, legea a venit de la CCR, trebuie să o reaprobăm în Parlament acum când începe sesiunea, ținând cont de ziceți, de modificările pe care CCR-ul le dorește. Sigur că va fi unul din proiectele importante în noua sesiune, adică eu sunt convins că... Dumnezei României. Că se întâmplă, premierul ăla și plecat de la această... de la concluzia că nu trebuie să ratăm nici o sumă de bani din Planul Național de Reziliență, uh-huh, de redresare și reziliență. Doamne, dar de ce ține strânșa din PNR la BNR? Că înțeleg că avem un stoc mare acolo. Întrebare... la care nu știu să dau un răspuns. Adică nu știu de... Bă, cred că nimeni nu știe, în afară de Mugur. Nu, eu nu mă pricep la ce, nu știu cum se țin banii și unde se țin, dar... Da, nu, sincer, nu mă pricep la treaba aceasta. Deci eu spuneam că noi ne-am propus ca țintă și ca asumare a răspunderii în fața guvernului, în fața Parlamentului, această țintă de a nu pierde sume din Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci și una dintre condițiile pe care le avem de îndeplinit este aceasta legată de legea pensiilor. Și atunci, evident, că trebuie să o rezolvăm. Deci, fără discuție, treaba asta se va rezolva. Păi da, de cer o legea pensiilor și gata până în la 1 octombrie și n-aveți cum până la 1 octombrie. Adică... Da, dar vedeți dumneavoastră, de aia ne ducem, la negocieri. De aia lucrurile nu se fac din prima. Se fac așa, din mers. O să se întâmple. Ca să concluzionăm, deci propunerea Comisiei Europene de majorare a TVA-ului de 21%. Da, este una pe care nu o... Este o propunere. Este o propunere, nu o propunere, da, nu o solicitare. Și în, e, dar fără n-ar avea cum să ne impună Comisia Europeană așa ceva, este o propunere. Atunci de ce vă mai duceți? Adică de ce nu faceți ce considerați? De ce pentru trebuie că să lucrurile astea totuși se tratează cu gentilețe, dacă vreți, între noi și Comisia Europeană și ei propun, noi putem să, cum să spun, să aplicăm sau nu. Asta este o măsură pe care nu ne-o dorim cu TVA-ul. A, și vă duceți așa decât să spuneți, să nu ziceți că n-am venit. Venim să nu ziceți că n-am venit, dar noi tot ce știm facem. În limbaj diplomatic lucrurile astea așa trebuie tratate, nu pot fi... Aha. Pus am înțeles. Cu... Da. Bun. Cu pumnul în masă. Da. Și intrăm și pe măsurile, v-a spus de acord pe draftul ăla, pe ordonanță cu măsurile de austeritate, de reducere a deficitului bugetar cu partenerii din coaliție? Că da, domnul da. Ciolacu a zis că își asumă răspunderea în Parlament. Din câte știu, urmează să ni se comunice sâmbătă la reuniunea grupurilor, dar din câte știu, undeva la mijlocul lunii septembrie, cred că vom avea în Parlament în format de... Guvernul și va asuma în fața Parlamentului răspunderea pe aceste ordonanțe. Bun. Vedeam astăzi un... Deci în jurul date de 15 septembrie. Vedeam astăzi un deputat liberal care spunea că nu sunt de acord cu propunerile, mai ales cota. Sunt chestiuni discutate în coaliție, nu știu ce... Păi, zicea, omul zicea așa că pe ei nu i-a întrebat domnul Ciucă, că probabil o să-i întrebe că au și ei sâmbătă întâlnirile lor, dar că el personal nu va vota așa ceva și că în cazul în care opoziția ar depune o moțiune de cenzură pe măsurile astea împotriva guvernului Ciolacu, mulți dintre liberali ar vota această moțiune de cenzură. Bă, înseamnă că vorbim despre altceva. Înseamnă că, nu știu, coaliția nu mai funcționează, deci dacă e așa, nu știu cine este deputatul acesta care făcea astfel de declarații. E un deputat de la PNL. Ok, foarte ok. Aproape că nici nu contează numele, deci contează știu, că e undeva de la PNL. Eu știu că în cadrul coaliției lucrurile astea au fost discutate, negociate și că s-a ajuns la aceste concluzii. Dacă reprezentanții PNL care se duc la
ședințele de coaliție nu mai au, cum să spun, girul celor care i-au pus acolo, înseamnă că PNL-ul are o problemă de funcționalitate, zic, în special. Eu vă mai spun o dată. Omul spunea așa, că nu s-au discutat ca urmează să se discute sâmbătă în forul lor de ce au ei acolo, Birou Permanent Național sau, Național sau ce-or avea, să se pună de acord, că deocamdată discuțiile au fost doar între Ciucă Bode și cine o mai fi fost acolo, Ciolacu, Stănescu și cine o mai fi fost acolo în coaliție. Eu n-am văzut pe domnul Ciucă declarând că lucrurile au fost discutate în coaliție. Am văzut purtătorul de cuvânt al PNL-ului. Dar scrisoarea lui Falcă ați văzut-o? N-am văzut-o, nu știu ce a scris domnul Falcă. Păi domnul Falcă, Falcă tocmai asta a scris. Dacă nu mă înșel. Tocmai asta a scris domnul Falcă, că domnul Ciucă ia decizii pe care nu le comunică. Eu sunt la PSD, nu știu ce se întâmplă la PNL. Dar curiozitate așa, nu sunteți curios? Păi să rupe și Andra Maua și ce faceți? Mai citesc pe știri, pe surse, așa, ce se mai întâmplă. Da? De unde? Alte informații de unde s-am? Să rupe și Andra Maua și după aia ce faceți dacă să rupe și Andra Maua? Nu? Bun, care e faza cu îmi depun mandatul pe masă dacă nu trec îmi depun mandatul dacă nu trec reformele pe care le voi face cu orice preț? Exact asta înseamnă asumarea răspunderii în fața Parlamentului. Deci dacă nu trece, adică te duci frumos și votezi în Parlament, ori trece legea, ori pică guvernul. Adică lucrurile sunt clare. Sunt clare, nu există aici. Da. Deci asta înseamnă asumarea răspunderii. Deci asta înseamnă că și domnul de la PNL care a zis că e posibil să fie el unul, nu votează așa ceva și că sunt mulți liberali care nu vor vota. Vom vedea atunci. Dacă deci pică guvernul. Și vine... Haideți să nu exagerăm, nu să cred de că ce? Se întâmplă asta. Eu cred că totuși lucrurile se vine George și cu șoșacă. Doamne ajută! Se discută... Glumesc. Glumesc. Da. Nu pot să fiu atât de ipocrit, da. Deci, lucrurile astea sunt discutate, nu se va întâmpla chestiunea asta. Înseamnă că, deci înseamnă că în momentul ăla coaliția nu mai e funcțională. Și atunci vorbim degeaba, vorbim, cum să zic, totul vânare de vânt. Păi și ce facem? Rămânem așa neguvernați? Păi, nu știu, se caută alte majorități parlamentare, nu știu. Poate că în condițiile astea colegii de la PNL se duc și se aliază cu colegii de la USR, mai au câțiva deputați de la AUR, mai au probabil de la UDMR ceva și atunci se face, cum să spun, se reface coaliția care e responsabilă de ceea ce se întâmplă astăzi. Acum, sunt și că, bine, trăim în țara scenariilor și a speculațiilor, că vedem... Acum ce declară, știți cum e. Românul s-a născut poet, dar s-a născut și scenarist. Da, deci eu sunt totuși un om care am simțul ridicolului dezvoltat, adică nu pot să cad în ridicol. Nu, dacă mă întreba și pe mine un deputat, adică un deputat, ce aș fi spus, că, domne, nu votez pe bune, adică ce să, relevanță să are și sunt mulți care nu votează. Cred că nu sunt așa mulți. Păi, domne, ei spun că e un atac la electoratul lor, că ești de dreapta, că ei sunt cu IMM-urile. Cu ce? Ești de dreapta, ei sunt cu IMM-urile, că e un atac, că nu poți să pui presiune să umori, să bagi în faliment motorul economiei. Care motor? IMM-urile, că despre asta era vorba, despre taxele pe care vrei să le impuneți și povara fiscală. E o mare discuție care se poate face aici. Prima direcție pe care se poate face discuția este că în România fiscalitatea este clar că este extrem de mică. Și când spun asta mă refer la ce știu despre Austria, unde impozitul pe profit e diferențiat, dar ajunge foarte repede la 50%. Păi da, calculat și nivelul de trai, adică... Stați un pic, la 54%, după care impozitul pe dividende e 25%, adică... Păi și ce fiscalitate vreți, domnule, în Franța, luați pielea după noi? Stați un pic, în Franța lucrurile cumulate așa sunt undeva peste 80% impozite, adică... Păi da, dar uitați-vă și la salariile pe care și la pensiile pe care le au ăia. Eu mă uit la tot, dar... Uitați-vă și la noi. Eu vorbesc de firme acum. Păi și firmele salarii, nu sunt tot din oameni, aia ce, păi credeți că la firme, pe private, sunt salarii de moare lumea? Păi nu, salariile intră pe cheltuieli, nu intră pe profit, deci vorbesc de, noi luăm impozit după ce plătim salariile, pe profitul care rămâne. Și
o mărire a dar aceste... sunteți un fel de ciocoi, nu? Nu, nu, adică plătiți salarii mici suntem... ca să vă rămâne profit mare, sau cum? Nu... Poate fi și asta pus așa, dacă... Păi, păi nu bun. Știu, întreb. Păi, poate fi, de ce nu? Dacă vrem să o spunem așa, putem fi și așa. Adică, pe mine nu mă mai surprinde că în România capitalul este cumva, adică ăștia care sunt capitaliști sunt cumva puși la zid astăzi. Adică am văzut... Dar la evaziune fiscală nu vă uitați? Că îi văd pe ăștia de la ANAF că sunt în stradă, stați vor salarii mari. Ajungem și acolo, aici vorbeam de IMM-uri. Văd că și asta se va întâmpla mai repede. Dar se discută foarte clar la nivel de guvern și de impozitarea pe cifra de afacere a marilor companii. Aia da. Nu e? Aici... Și chestia asta vine și pune... cum să zic, corectitudine în toate, în toate sensurile pentru toată lumea. Dom'le, bugetul acestei țări se bazează pe impozite și pe TVA. Ia nu se mai poate în condiții. Este prea mic. Noi, România, ajuns să fie paradis financiar, fiscal. E, pui și așa la de bine e la noi în țară? Da, bineînțeles, dar da? Nu vi se pare? Mie nu, să știți. Eu nu simt niciun paradis fiscal. Eu simt că mă duc în supermarket impozite, păi nu stați unde a plafonat domnul ministru al agriculturii prețurile și... Deci nu poți, ca mare companie în România, să plătești impozit pe profit zero. Adică să n-ai profit. Să externalizezi profitul în altă parte. Mm-hmm. E un termen care, care se cheamă în limbajul ăstora corporatiști, se spune, fac optimizare fiscală, de parcă ăștia la alții am fi mai proști și n-am înțelege cum ar trebui făcută optimizarea fiscală. Este clar, până la urmă, poate fi denumit așa în limbaj popular, chiar evaziune, într-un fel. Adică să exporți tot profitul afară, fără să lași impozit pe profit în România, e o problemă. Și dacă tot fac oamenii treaba asta, dom'le, pune pe cifra de afaceri. Sunt companii care au profit zero. Mari companii. Da. Unele au și pierdere. Adică e un pic... Păi și n-ajungem la ANAF? Ba da, ANAF ar trebui să-și facă datoria, sigur. Da? Cum? Bineînțeles. Păi așa ar trebui. Nici nu se pune problema. Dar păi știți că sunt testat acum, nu? Au făcut iară proteste spontane, cer salarii mari. Da, orice om are drept o să ceară salariul mai mare. Auzi că li se... Măsurile lui Marcel le scad salariile cu 700 de lei. Păi în țara asta sunt amărâți care trăiesc cu 700 de lei pe groază. Nu știu ce măsuri de scădere a salariilor sunt, probabil că or fi unele, dar... Fac evident, proteste trebuie, pentru 700 de lei cumva, și nu mai, că trebuie, nu mai au voce de vacanță această, și au salarii de 100 de milioane uitați, și țin evidențe contabile în dragi. În cazul funcționarilor publici trebuie făcută, dacă vreți, repetăm acest cuvânt, optimizarea acestei forțe de muncă. De ce băgați toți funcționarii publici în aceeași oală? Că nu, funcționarii publici unii își vadă treaba lor. Adică dar n-am zis nimic, tocmai asta spun. Eu, ăștia decredibilizează noțiunea de protest, însăși noțiunea cu ieșitul lor. Nu poți să conduci direcție formată din 3 oameni, adică dintr-un serviciu care are numai postul vacante și un șef serviciu și așa mai departe. Exagerez. Și până la urmă la 200 de mii le mai tăiați sau nu le tăiați? Ălea, până la urmă la 200 de mii. Am văzut că ba le tăiați, ba reveniți, ba nu le tăiați, ba... Se va face această... E învârtit în jurul cozii, așa. Se va face această reformă a aparatului de stat. Uh-huh. A funcționării de stat. Așa. E clar că se va face. Pentru că nu se mai poate. S-a ajuns la fundul sacului, nu... Dacă nu facem treaba asta, ori o facem, ori murim. Cam asta este. Deci trebuie, ca stat vorbesc. Deci trebuie făcută această reformă și în administrație și în fiscalitate. Adică să se comaseze anumite deconcentrate care sunt acum, da, bineînțeles. Dacă încep să se bată atribuțiile cap în cap, evident că e nevoie doar de o singură instituție. Da, de să se comaseze. Să se comaseze. Să se desfințeze șefii de birouri. Un pic la organigrame, da. Să se... Mm-hmm. Deci sunt niște lucruri de bun simț care trebuie făcute. Da. Ce le spuneți? Ce o să le spuneți? Că uite, cei de la ANAF sunt în stradă. O să zic că, domne, la profesori le-ați dat bani mai mulți. Vrem și noi, dați-ne și nouă. Ce le spuneți lor? Da, că vor fi. Chestiuni care se discută la nivel de minister cu reprezentanții sindicatelor. Vom vedea ce... Eu nu știu exact ce cer oamenii respectivi. N-auziți? Nu. Ce cer? Bun. Adică 100 de milioane nu mai e vouchere de vacanță. Să uite la
14 milioane, vorbesc când e veche acum. Adică de ce să nu iei? Da, și pierd 700 de lei la salariu. Voucherul de vacanță a fost dat de la an la an, așa, s-a dat odată pe un an. Și amăreți ăștia cu pensiile să uită, ți se să face vadă o, dacă mai... Ți se face odată cadou o treabă și te obișnuiești cu ea și spui că e de fapt normală să... Mă rog, e o discuție. Trăim și noi să vedem în viața asta legea salarizării unitare și a pensiei și legea pensiilor. Știu că sau, se lucrează, doamna ministru, lucrează. Murim și așteptăm copiilor noștri să o vadă. Dacă o facem, mai o facem. Se face. Face. Doamna ministru, știu că e aplicată foarte adânc asupra acestei probleme. Aolo. Și că se va întâmpla în viitorul apropiat și chestiunea aceasta. Da, a plecat foarte adânc. Păi și domnul Budăi a plecat foarte adânc. Domnul Budăi era aproape gata cu... Probabil n-avea decolteu necesar. Sărea, știu. Domnul Budăi era pe care să iasă în consultare publică cu legea. Evident, schimbându-se ministrul, probabil că s-a schimbat un pic și optica, că așa este. Când apare un om nou, vede lucrurile un pic diferit și asta s-a întâmplat. Deci așteptăm pe doamna ministru să, în viitor apropiat, să vină cu o formă pentru a fi lansată în dezbatere publică. De contați electoral? Pe toate măsurile astea? Ce rămâne ziceți? De văzut. Rămâne de văzut. E posibil să nu, e posibil ca lumea să înțeleagă. Adică, probabil că sunt angajați din privat care spun că în sfârșit sunt unii care fac ceva cu cei de la stat. Sunt probabil oameni de la stat care spun că aveau cam mulți șefi, nu știu. Adică, adică mulțumiți pe unii, dar nemulțumiți pe alții. De fapt, nu despre asta este vorba. Este vorba că trebuie făcută această reformă, dacă vreți, administrativă. Se mai poate așa. Deci, trebuie ca fiecare să înțeleagă că atunci când se duce la muncă, trebuie să facă ceva. Acolo. Păi zic că că munceți mult. Tocmai. Înseamnă că nimeni nu o să aibă nicio problemă. Deci va fi... Uite. Că iară, îi dau exemplu, că ieșirea azi iară, spontan, la Prahova sau nu știu unde. Muncim mult, foarte mult, adică avem încărcătură mare, avem mai lată. Nu, ce faceți? Ne dați în cap la ANAF-ul acolo. Da. Poate fi o nemulțumire faptul că pierzi la salariul de peste 10.000 de lei, pierzi, cum să zic, bonurile acelea de vacanță. Mm-hmm. E o problemă, adică probabil că... Da. Te doare, probabil că te doare. Dar eu cred că un om care ia 100 de milioane salariu își permite să dea... Peste, hai! Peste haideți. 100 de milioane. Poate să dea 14 milioane în plus din salariu pentru concediu față de unul care câștigă 5.000 de lei. În condițiile în care 9,4... Zici eu ca idee, nu știu acum. Dacă în condițiile în care 9,4 rămâne, înțeleg că... Vorbim de pensie acum? Așa, da. Măriția care trăiesc în 700 de lei... Aia de care fac scandal, da, că îi pierde ștata la ANAF. În care nu se va realiza... Nu mai pupă niciun, nu mai vedem niciun leu la pensie. Și puțin, cu ăștia ce facem? Cu oamenii ăștia. Vom vedea atunci. Deocamdată suntem în zona aceasta. Ce mai năpăstuiți? Și electoratul dumneavoastră. Dom'le, dar stați un pic. Treaba asta cu pragul de 9,4% nu e pus de noi. Noi încercăm, de când am intrat la guvernare, să corectăm această anomalie. Păi și dacă Comisia Europeană zice nu faceți până la 1 octombrie legea pensiilor, nu vă încadrați în 9,4, nu vă dăm bani. Pa! Poate scoateți cam așa. Deci eu cred că sunt lucruri care se vor, cum să zic, se va ajunge la un echilibru. Vom vedea. Haideți să nu ne precipităm, bineînțeles că... Păi nu ne precipităm că... Bineînțeles că se va da și legea pensiilor, fără discuție. Am înțeles, e doamna ministru a plecat asupra legii pensiilor. Nu. Trebuie să mă plec asupra publicității, n-am ce să fac, domnule deputat. Da. Îmi cer scuze pentru că mă plec și eu ca doamna ministru. Eu mai puțin, pe timpii de publicitate, doamna mai profund. Publicitate și ne întoarcem. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
Din nou în direct, doamnelor și domnilor, invitatul meu și-a rămas în această seară domnul deputat PSD de Olt, Emil Albotă, care mi-a zis în pauza publicitară că nu se rea, am fost foarte rea. Păi, așa sunt eu mai rea. Acum eu încep să am dubii, domnule deputat. Aoleu. Eu cred că, nu știu, vă apreciați foarte tare așa profesionalismul, elita și prestația doamnei Bucur. Am ce scuze că am fost, da, mie îmi place, adică mie chiar îmi place femeia. Eu nu sunt. Nu, cum, mie chiar mie, adică mult, față de domnul Budăi, măcar e o prezență pe sticla altfel, știți? Și doamna Bucura Oprescu și domnul Budăi. Da, am zis eu ceva. Sunt doi colegi foarte, foarte buni, foarte... Foarte, da, păi asta am spus și eu, foarte, foarte. Cu care noi ăștia de la Old ne înțelegem absolut excepțional și... Păi toată țara se înțelege. Bănuiesc că da, da, că și mie pot place. Să vorbesc adică, doar doamna Bucura îmi place și mie, mai ales când își pune floarea aia, mi-a ce aminte de doamna Dăncilă cu broșa, mai doamna Bucura cu floarea și îmi plăcea de domnul Budăi inie. Asta înseamnă că eu nu sunt patriotă. Dacă vă spun așa, de ce sunteți? Mă judecați greșit, sincer. Vorbeam serios. Dar și eu tot serios vorbesc, dacă eu vă spun. Adică sunt și eu femeie, mă uit și la o femeie așa cu un ochi format. Dacă îmi place mie doamna Bucura cu floarea roșie în piept. Serios, adică e, mi se pare așa, dă o notă de eleganță, de spiritualitate, de noblețe, de patriotism. Nu o să o vedeți pe doamna Bucuranie, că nu poate. Domnul Budăi era bărbat. Bă, mie că... unui bărbat este mult mai bine ca unei femei, adică e altceva. Da, am înțeles. Bun. Vreau să vă întreb așa. Că rămăsesem la faza cu dacă de contați electoral și îmi spuneați că e posibil să da, e posibil să nu de contați. Am spus că o să vedem. Nu avem de unde să știm. Văd că o altă doamnă din elita de dreapta de data asta, doamna Zna de la Antold, doamna de la Justiție, de la Penitenciare, doamna Alinuța Gorghiu, o tot ține așa setată pe tema comasării alegerilor. Domnule, se mai poate să pot comasa alegerile? Adică, sau doamna Alina a rămas... Eu nu sunt de la Justiție, nu știu. Eu păi știu nu, că nu. Păi eu vă întreb electoral, nu de la Justiție, că știu că nu sunteți la Justiție, nu poate să fie decât doamna Gorghiu. Păi tocmai adică... dânsa, cum să... Părerea vizată, da. Da, noi știm foarte. Noi știm că nu se poate și nici nu văd de ce să facem treaba asta. Adică avem alegerii, sunt cam stabilite din câte știu în jurul datei de... Primele în jurul, cred că pe 9 iunie vor fi. Europarlamentarele, după aceea e firesc să vină, că expiră mandatele prin septembrie, nu mai știu exact, ale primarilor și vom avea alegeri locale. În septembrie? În septembrie, început de octombrie, nu mai știu exact, dar pe aici era pe undeva... final de septembrie, din câte mi-aduc eu aminte. Așa, parlamentarele? Păi, parlamentarele sunt undeva la final de... Deci mandatul expiră undeva la finalul lunii decembrie. Deci pot fi, nu știu, al președintelui când... Păi și pămpara cât îl mai lăsăm, adică... Păi până... Când facem alegeri prezidențiale? Păi trec, vă întreb păi, așa, că, păi dacă cred sunt parlamentarele la, început, la finalul cred decembrie. Că undeva la început de decembrie... Final de noiembrie, început de decembrie sunt și parlamentarele și... Păi comasă-ți parlamentarele cu prezidențialele? Nu văd... Nu știu. Asta o întrebare. Nu vă aici chiar nu văd. Pentru că dacă dumneavoastră ziceți că sunt undeva la începutul decembrie, între parlamentare și prezidențiale, trebuie să treacă alea 30 de zile de campanie legale. Și atunci vă ducem, ne ducem cumpăratul și pe leatul ălălalt, adică pe leatul nou. Sunt unii mai specialiști ca 20-25. Vedeți cum este doamna... E, nu, să nu exagerăm chiar așa. Păi așa este la calendar, doamne iartă-mă. Da, da, da. Cred că aici doamna ministru ar ști mai bine ca... Păi de aia le vrei da. Aia acum, nu, da. Nu, dar nu cred că la asta ne-am prins se... noi greu. Cred că dânsa la asta se referea. Eu nu cred. Eu cred că se referea la locale cu parlamentare. Ori lucrurile sunt puțin... Adică nu poți să scurtezi nici mandatul parlamentarului, că e de 4 ani. Noi asta spunem că este anticonstituțional și că nu înțelegem cum. Nici nu pot să lungesc mandatul primarului, că n-am nicio situație de urgență în țara asta. Dar nici mandatul împăratului, iară, că iar nu aveți situație de urgență. Cum dumneavoastră nu aveți situație de urgență? Păi războiul... Bine, noi situații de urgență avem în fiecare zi câte una. Da, nu. Deci eu cred că așa, cred că la acestea două se referea doamna Gorghiu și...
Noi nu înțelegem cum, nu știu cum e cu prezidențialele, dar locale cu parlamentare, cred că e destul de complicat să facem treaba și asta și, acolo, sincer să fiu, nici nu mi se pare că este prioritatea noastră astăzi. Eu cred că avem alte priorități, nu știu. Doi, prioritate, neprioritate, trebuie să le faceți. Adică trebuie, da, să trecem prin ele. În mod evident se vor organiza alegerii constituționale. Da, asta dar mai avem, mai avem până atunci. Adică suntem în septembrie, primele alegeri sunt fixate deja în jurul datei de 9 iunie. Deci se fac alegerile, dar acum să stau, mai am un an până la alegerile locale, chiar un an, un an și un pic. Și eu stau și mă întreb dacă recomasez cu ele, stați un pic. Păi da, asta e prioritatea, doamne. Cum să spunem, avem alte treburi de făcut azi. Da, adică... păi l-a adus pe Vâlcov și acum gata. Și-a făcut toată treaba, da. Și acum doamna are prioritate, doamne, cu masare, da. Și 4 metri. 4 metri de celulă. Da, da. Doamna Gorghiu. Bă, stați comentariile doamnei ministru, nu pot eu să știe dânsa mai bine cum să-și facă meseria și... Da. Bun, am înțeles. Rămânem, vreau să rămânem un pic în zona asta a alegerilor și vreau să vă întreb dacă ați mai făcut și noastră așa sondaje de opinie, urmează să faceți. Deocamdată nu cred că era cazul să facem sondaje de opinie, cred că va urma o perioadă în care că patriotul George zice că el începe. E pe primul loc, PSD-ul e pe locul 2, PNL-ul e pe locul 3. Noi ne-am obișnuit să fim mereu pe ultimul loc și să câștigăm alegerile, adică să ieșim pe primul. Dar, da, dar nu că trebuie ca să intrați la guvernare singuri. Asta e... nu, nu se poate intra la guvernare singuri. Nu, noi ne-am obișnuit să le câștigăm și să nu formăm guvernul. Dar uite că până la urmă am ajuns să facem și treaba asta. Și vom vedea, nu știu ce spune domnul Simion... vom vedea, vom face și noi sondaje aici pe plan local, probabil că... Eu vreau, eram mai mult interesată asta, pe plan local aici nu, nici nu. La nivel național... N-am curiozități, că pacile știu, adică la, sunteți... La nivel național... Sunteți top! La nivel da, național, da, să știți că nu... Dar la nivel național eram curioasă. La nivel național se ocupă cei de la aparatul central, de la sediul central, de treaba aceasta și cred că au sondaje cumva periodic. Mă gândesc că fac niște... Ați mai scăzut, ați mai... Că ultimele sondaje, alea, acum nu știu și ultimele sondaje, că una dă cred că suntem, balada, alta dă... Cred că suntem undeva pe la 30%, nu știu exact. Mai că aveți 30%? Păi eu așa cred, nu știu acum, dacă spune domnul Simion... Sau 28, așa? Dacă spune domnul Simion, domnul s-ar Simion putea să nu mai... Patriotul George ce are 35, adică... Cine? Patriotul George. Cine are 35? Care da, păi nu, nu, e, și abia începutul, eu cred că va avea foarte mult, adică eu cred că 100% nu o să-i ajungă până la alegeri, deci vedem, vin alegerile, cum face toți atunci frumos, ce știm mai bine, campanie electorală, vom veni fiecare să spunem ce am făcut, nu ce am lătrat, mă rog, ce am cuvântat. Ce am lătrat, e bine spus. Ce am cuvântat, asta... mi-a scăpat, nu. Nu, 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 e foarte bine, achesez, susțin, deci, hashtag susțin. Deci, știți cum e când te duci în fața omului, spui că și ce ai făcut, și ce n-ai făcut. Că nici noi n-am făcut tot ce am, n-am putut să facem tot, dar am și făcut. Așa să doar să vii și să spui că tu ai face, nu știu cum, ok. Da. Deci... oamenii se vor deștepta și vor vedea că nu e chiar așa cum ni se arată la televizor sau pe ziceți pe internet domnul Simion. Lucrurile sunt un pic mai complicate, mai adânci. Da. Hai că începe sesiunea parlamentară și abia aștept. Da. Și o distracție. Da, mă aștept și întâlnirea cu doamna Șoșoacă, că dânsi știți când avem plen comun, vine și dânsa la Aia ziceți că nu vă place doamna Șoșoac? Bă, sincer... Bă, la de la Crivedia, dumneavoastră, să-i băgeam de fucă. Să știți că toată viața mea, asta așa de mai copil, adolescent, am suferit că n-am fost niciodată la circ. Pa, acum aparte, slavă Domnului. Deci... Așa, în... Doamna Șoșoacă e un poate de culoare, domne, că prea serios, prea multă seriozitate deja, acolo. Sunt deja un spectator de circ experimentat, avizat. Lasă, e bună și doamna Șoșoacă, cea mai bună, mă întrebați pe mine. Cea mai bună, dar nu... E acolo, dar eu e nu spun bine acela. Că e acolo, domne, e bine. Da, mai e o poezie,
mai niște foi rupte, mai e distracție, poet, adică da? Mai un piept așa la Nicu, e... Mai... Deci e pocufu, ne distrăm și noi că da. Ne ajunge de ce... Da, e distrăm tare, adică au fost niște televizor. Momente de distracție... Cum să spun, chiar serioasă, adică cu deci, furat de microfoane. Deci, ar fi monotonie. Păi, da. N-ar fi monotonie. Nu furat, că zic curat. Șterpelit, dacă vreți, cartelele, adică... Păi da, nu mă lasă vorbesc doar no, la microfon, adică... E bine, nu. E... Da, bun. Am ajuns departe. Primarii din colegiul nostru ce zic? Despre? Zona de sud. Despre țara asta, așa. Despre direcția în care... Păi mi-ați întrebat, sunteți mulțumiți, domnul primar, de direcția în care da, se treaptă merge, țara asta? În care merge, merge localitatea așa, dumneavoastră. Așa, așa. Da, nu, primarii din... Toți primarii din județul Olt... ai PSD-ului vorbesc, eu nu pot să vorbesc de alții. Toți primarii PSD din județul Olt sunt niște oameni care sunt foarte bine ancorați în realitățile comunelor lor, localităților lor, că noi nu avem doar la comune, la comune primari. Și evident că nu știu dacă toți, dar 90% dintre ei ar vrea să fi făcut mai mult. Pentru că sunt oameni foarte ambițioși. Și e greu să-i mulțumești. Așa, adică sunt mai mult nemulțumiți decât mulțumiți. Nemulțumiți de ce? De ce lucruri au realizat în mandatul ăsta? Pentru că vor să facă și mai mult, nu că n-ar fi făcut nimic. Așa, și de ce n-au făcut dacă vor? Știți cum e când e... ambiția e bună, dar când e prea multă, poate să fie un pic dăunătoare, așa să... Uh-huh. Și ei sunt un pic... Cine mult strică și e puțin ajunge. Da, într-un fel. Deci sunt oameni care vor să facă și să dezvolte localitățile lor, de altfel... Și dacă au vrut, de ce n-au putut? Că ziceați că au vrut și n-au putut, de ce n-au putut? Nu, n-au putut să facă cât au vrut. Nu, oamenii vor să facă în 2 ani ce nu s-a făcut în 200 de ani. Metropolă, nu? Da, mm-hmm. Da, chiar vor. Au proiecte în derulare, au proiecte în așteptare, au proiecte de viitor. Mm-hmm. Deci sunt dornici să facă și se și vede, să știți. Și, nu știu, mă plim mult în sudul județului și se vede. Sudul județului... Și nu numai, și până acolo mă prim și se vede tot județul. E un șantier, sunt proiecte mari în derulare, proiecte de apă, canal, de asfaltări, de drumuri, adică lucrurile astea se văd. Se văd. Nu prea mai găsești drumuri de pământ în județul alt. Mai sunt câteva așa pe aici, pe acolo, dar care sunt convins că se asfaltează și se vor asfalta și drumurile de tarla. Adică, păi e foarte bine, da, oricum facem agricultură cu da, gipul la... Se face agricultură... Capul anului de... Se face agricultură serioasă în județul Olt. Cum zicea domnul Daia. Da, nu, credeam că vă referiți la poliția ei de astăzi, care au căutat la Crevedia prin anul de porumb. Erau jandarmi. Jandarmi, cer scuze. Da. Nu știu ce probe. Păi, domn Predoiu de la interne, misiune. Dom'le, nu poți să zici nu. Păi dacă nu. E ordin... Dacă era, se execută, Bode, dacă era doctor Bode, cred că îi punea să meargă și la bușlea. Și să miroasă așa. Deci, da. Nu, noi în județul ăsta aici chiar facem treabă bună. Și eu zic că se va și vedea la alegeri. Eu sunt optimist. Cel puțin pe zona unde mă mișc, dar sunt convins că și în celelalte lucrurile sunt foarte bune. Da. Am văzut că ați... Dar tot... și noi suntem ambițioși și vrem și mai mult. Adică și asta e... Ne propunem targeturi din ce în ce mai înalte. Vom vedea. Da, adică vreți 100% acum? Sau cum? Nici chiar. 99,9, nu? Vrem așa, măcar 100 de localități. Da. Măcar 100, nu? Măcar 100. Aveți câteva, nu știu, da. Pe viziune acolo la Sconicești, unde este domnul primar, care este pe viziune și pe integritate și pe obiectivitate și pe... Mai greu. E bună de văzut acum, ce să da, cu domnul pe viziune. N-aveți viziunea domnului cu alte cuvinte? Nu, cred că nu. Da, păi acolo e și greu să ai viziune pe zona aia, credeți-mă. Vreau să vă mai întreb așa că ați fost pe la tot felul de... Au ieșit oameni din pandemie, e foarte bine. Dom'le, aud pe unii care zic că, bă, nu trebuie să mai facem atâtea festivaluri cu zilele comune, zile, bă, e foarte bine să le facă. Eu sunt de acord, pentru că oamenii ăștia, mai ales din mediul rural, trebuie să
să mai iasă și la socializare, deci să mai bea și o bere la țap, să mai mănânce și un mic, să mai joace și o oră în bătătură, să mai... Că, sunt momente când noi ne ducem pe asta vă întreb, un grup mare, ne ducem întotdeauna în grupuri mari la toate evenimentele acestea și... Duceți echipa, da. Da. Și la un moment dat îți vine așa un pic greu să te mai... și zici, și noi gândim, păi chiar și sâmbăta, duminica, dar când te duci și vezi, tu este toată comuna. Asta vreau să vă zic, că e bine, eu chiar deci sunt pentru, eu, adică foarte și bine faceți. Și mai e o treabă, acum, na, eu sunt crescut la oraș, dar riscam să pierdem adevărate comori etnografice, pentru că nu mai băga nimeni în seamă tradițiile astea ancestrale ale poporului român. Da. E, vreau să spun că nu vreau să spun, vreau să laud Consiliul Județean pentru implicarea pe care a avut-o de-a lungul anilor în, dacă vreți, renașterea acestor tradiții în județul nostru. Este absolut spectaculos ce bogăție, ce efervescență de culori în costumele populare, ce cum să spun, mișcări sincrone la ansamblurile acestea folclorice. Este absolut spectaculos. Așa, domn deputat, că de fapt întrebarea mea era simplă. Dincolo de faptul că am spus, sunt foarte bine să se facă, scoateți oamenii și la distracție că au nevoie și merită și ei și la țară asta este până la urmă o rară, o dată pe an, cred, sau de două ori, dacă vara, că iarna, da. Deci, știți ce curiozitate am? Vreau să vă întreb așa, prin câte localități ați fost, că bănuiesc că stați până seara mai târziu, adică până se încinde atmosfera, până. Doamne, v-a strigat cineva cu OPSD pe acolo? Ați auzit sau cu PNL? Sau Ura Aur? Sau Sușoșoacă? Sau nu știu, vă întreb, am o curiozitate asta profesională. Sincer, poate ori fi strigat, dar nu s-a auzit. Nu. Nu. Dar nu v-a tras nimeni așa. Cum vă întâmpină? Cum sunt oamenii? Oamenii sunt ok, mergem printre ei, adică păi să nu credeți că, știu, de asta nu știu, intrăm așa printr-o parte, ne fofim. Nu, că se vede, vă urmăresc, ne ducem, deci curioasă, da. Da. Și vă întreb e chiar, exact. Chiar o treabă sinceră, adică nu, până oamenii, unii dintre ei, nici nu sunt prinși în activități, dansează, dă o bere, mănâncă un mic, nu știu, fiecare face ceva acolo. Unii nici nu ne bagă în seamă când trecem pe acolo, dar... Sunt oameni care vin, ne strâng mâna, ci absolut normal. Este absolut firesc, este o atmosferă, nu este nimic regizat. Poftiți? Nu v-a strigat nimeni pe acolo Aur sau George Simion sau Patriotul George sau nu, Diana? Nu, chiar nu s-a întâmplat, să știți. Adică nu am simțit niciodată... Era curios așa să văd că am pus parte... N-am simțit niciodată că oamenii pe lângă care trecem se împarte opțiunea au așa o energie negativă în ceea ce ne privește. Deci... Privim în față pe toată lumea. Am zis și cu OPSD și cu PNL și SUSAU. Deci, și... Mi-aduc aminte de niște bancuri, dar nu e cazul să le spunem. Nu. Deci chiar nu ni s-a întâmplat așa ceva. Am înțeles. La modul sincer. Deci, da, cred. Adică nu cred că... Chiar vă spun că nu. Trecem exact prin mijlocul oamenilor întotdeauna. Nu, v-am zis, nu ieșim noi, cum, nu știu, artiștii, unii dintre ei, probabil că, nu știu, își parchează mașina undeva în spatele scenei, urcă în, e o regie dintre asta, dar noi stăm. Da. Mai bem și câte o bere, ca să fim cinstiți așa din când. Păi e foarte bine. Păi da, sâmbătă, duminică. Doar nu sunteți răți... Nu. Popiți și nici... Propus. Păi și atunci e foarte bine că beți și e foarte bine că beți și o bere și cu oamenii și e foarte bine. Da. Asta trebuie să facă un om normal. Și dumneavoastră, din Palatul Poporului, sunteți niște oameni normali. Nu sunteți trimiși și noștri de acolo. Nu știu cum sunt ăia de acolo, dar noi suntem ăștia de aici. Am rămas... Păi, acum sunteți parlamentar, să... ce să... Da. Nu vă pot de bara asta de eticheta asta, că ea dumneavoastră sunteți ales. Da, nu am zis altceva, nu? Dar nici nu avem așa mari pretenții. Nu ne-am schimbat, sunteți am rămas... egal în Diana Șoșoancă. Ba nu că e senator, sunteți sub, aoleu, sunteți sub Diana Șoșoacă. Da, mă simt măgulit, ce să spun. Doamna Șoșoacă e o treaptă mai sus. Nici nu mi-am propus să fie mai jos. Da.
După aia ziceți că sunt rea așa că tac. Da, și eu am plecat, pentru că... Să concluzionăm. Deja deci, am început să am emoții. Deci să concluzionăm, domnule deputat, sâmbătă aveți întâlnirea la partid, la întâlnirea respectivă, în mod foarte serios, pe agenda veți avea proiectele și prioritățile importante pentru România, nu? Noi aveam întâlnirea aceasta de fiecare dată, o făceam vara, o făceam la mare. Și, mă rog, așa, să vă mai și bronzați. Cu eveniment nu e cazul. Utilul cu plăcutul. Nu e cazul, nu, era chiar aplicativ așa. În creierii munților. Dar ținând cont că s-au întâmplat evenimentele acestea triste pentru unii dintre conaționalii noștri, am considerat că este măcar așa un pic de respect să avem și noi și să nu mai am înțeles. Urmează o sesiune parlamentară în care trebuie să puneți multe la comun. Multe pe ordinea de zi. Cu bune, cu rele, cu mulțumiri, cu nemulțumiri. Asta e viața. Vă țin pumnii. Mulțumim să aveți succes. Doamne ajută. Da, să aibă și doamna Bucura preferata mea, să aibă și doamna Gorghiu, că și doamna Gorghiu e preferata mea, dar doamna Turcan nu mai spun că e prima mea preferată. Deci să cred că vă place județul. Adică domne, eu sunt pro-doamne, adică... Ambele doamne sunt reprezentante ale județului Argeș. Da, știu, Argeșul e Fruncea, nu mai Banatul Fruncea, Argeșul e Fruncea. Așa că... Nu, noi am fost ăștia de la Olt, am fost doar la alegeri. Da, îl avem și pe domnul Barbu la Ministrul Agriculturii. Da. Că am lăsat-o cam moale cu dusul în supermarketuri, cu prețurile și cu... Da, poate să duce domn prefect, că e reprezentantul domnului Barbu în teritoriu, că așa zis domnul Demeță, domn prefect, că sunt reprezentantul tuturor miniștrilor în teritoriu. Și poate să duce domn prefect în supermarket să vadă prețurile alea, sunt plafonate sau nu sunt plafonate. Mergeți! Am venit, nu? Bun, noi am plecat. Dacă domnul a venit, noi am plecat, s-a terminat emisiunea, mulțumesc domnului deputat Emil. Și eu vă mulțumesc Emil pentru invitație și Albătă. Oricând cu mare drag. Nu mai spăra pe mine, dacă a zis oricând, dacă a zis oricând cu mare drag, înseamnă că așa rămâne. Doamnelor și domnilor, ne revedem joia viitoare. Până atunci, vă spun ca de obicei, fiți imperativ. Seară bună, mulțumesc mult domnule deputat. Seară bună, mulțumesc și eu.